Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cineva te privește mereu. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 16. Un reporter i-a spus odată faimosului jucător de baseball, Joe DiMaggio: lași impresia că joci mereu cu aceeași intensitate, îi păcălești pe toți prinzătorii și alergi după toate mingile chiar și atunci când echipa adversă are un avantaj mare și pare că nu mai există nicio șansă. Cum așa? DiMaggio a răspuns: îmi spun mereu că poate se găsește cineva în tribune care nu m-a văzut niciodată jucând. O asemenea gândire trebuie să-ți cultivi pentru a influența pe ceilalți să se apropie de Dumnezeu și să trăiască pentru El. E nevoie de energie și de dorință, fie că lucrezi cu o persoană, fie cu un grup, însă beneficiile se simt. Nicodim, un lider evreu, a fost atras la Hristos deoarece i-a ascultat învățăturile și i-a observat lucrarea de departe. E adevărat că a venit la Domnul Iisus noaptea pentru a evita batjocura, dar în realitate el a venit pentru că nu mai putea sta deoparte. Citește Evanghelia după Ioan, capitolul 3, primele 21 de versete. Biblia spune că voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 2. Astăzi, cineva se uită la tine ca să vadă cum faci față problemelor, cum te porți cu familia ta și cu angajații tăi, cum te comporți când nu te vede șeful, cum reacționezi la critici sau la ispite. Nu-i dezamăgi. Domnul Iisus a spus: voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 14 la 16.